Așa cum v-am obișnuit, la finalul iernii, în fiecare an, facem câte o emisiune în locuri greu accesibile, aflate în afara traseelor turistice. Azi ne-am propus să vizităm un sat izolat în munții Poiana Ruscăi. De la Cluj-Napoca am plecat la Deva. De aici, pe drumul național ce duce la Timișoara, am ajuns în satul Leșnic. În stânga se deschide o vale lungă, cu același nume pe care am și apucat. Lăsăm mașina pe la jumătatea văii. De aici drumul va fi lung și anevoios. Trebuie să spargem circa 9 km urme prin zăpada groasă și grea, urcând mai bine de 500 de metri diferență de nivel. Toate acestea pentru a vizita unul dintre cele mai izolate sate din România, Boia Bârzii. Aici am avut aderență bună. Las că e bine așa. O lași aici? Da, da. De data asta am venit la sfârșitul iernii. Suntem în 28 februarie chiar. 29 februarie. 29 februarie, așa. O dată la 4 ani. Așa. Suntem în 29 februarie. În munții Poiana Ruscă de data asta. Poiana, deci Ruscă. Am schimbat Apusenii cu o altă grupă. Am venit în județul Hunedoara, relativ aproape de Deva. Cam 30 de kilometri de Deva suntem. O să urcăm pe o vale până într-un sat aproape părăsit pe care specialistul în sate părăsite Adi Munteanu l-a localizat. Numai pentru sat și pentru drumul până acolo, pe că merită. Frumos. Deci asta facem astăzi la Natură și Aventură. Facem o explorare în munții ăștia. Poiana Ruscă, ca să le prindem un pic gustul și să vadă lumea și ceva diferit față de ce am făcut până acum. Cred că sunt foarte frumoși și vara, dar și iarna au farmecul lor. Caracteristic lor sunt văile foarte abrupte. Ai văzut, de fapt, și până aici, acum am urcat pe o vale foarte îngustă și împădurită, iar sus platourile sunt locuite. Este, de fapt, ținutul pădurenilor, a celebrilor pădureni, dacă ai auzit de acea populație. Ei au satele doar pe culmi. În rest, văile sunt destul de inaccesibile și nelocuite. Bun, hai să începem să urcăm, că este 11 deja. Hai. Până ajungem, până... Ziua destul de lungă. Până revenim, da, avem zi până pe la ora 6. 6 și ceva. Și Cârtiță e cu noi, dar acum a prins urme de vulpe și explorează. Sper că ne găsește. Vom face un circuit. Pornim pe Valea Răduțului, da, pe stânga, și vom veni prin valea din dreapta. Cușul e destul de mare și anevoios până sus. Da, e abrupt. Pe vale nu e chiar așa. După cum vezi și aici, suntem pe vale și deja 20 de grade pantă. Drumul ăsta unde mergea? La minele, de la Muncelul Mic, partea de jos a minelor. O să ajungem și pe acolo. Ajungem pe la mine? Da, da. Trecem, da, sunt zidite. Zidite. Mine de? Neferoase, cupru, zinc, plumb. Trebuie să urcăm la drum. O luăm pe versantul ăsta pe sub stângi. Aici, pac! Din două curbe suntem sus, mai cam tot acolo. Este foarte greu de urcat, din cauza că bolovanii sunt acoperiți de gheață, de zăpadă. Nici nu știu unde calci, se rupe gheața și te duci până jos în apă, așa că o să părăsim firul văii. Adi a început să taie urme, să luăm, este un drum rudimentar sus, să încercăm să ieșim la drum, să ieșim pe drum. Probabil este mai lung, dar mai simplu de mers decât pe firul apei. Hai, Cârtiță, și tu, hai! Hai, bravo! Hopa, hopa, hai, du-te în față după Adi, hai, hai, bravo! Ei, nu e ușor pe pantele astea, mai ales pe zăpada asta. Zăpada nu prea am luat-o noi în calcul când ne-am propus excursia asta. Hai, Cârtiță, ieși de acolo. Ieși. Hai, că totuși pe drumul e mai bine. Hai, Cârtiță, hai. Parcă se bănuiesc niște urme de oameni pe aici, pe da. Sub.
A urcat pe drumul pe pârâu. Eu cred că vara e drumul de pârâu, știi? Asta e moara, ha? Da, da. Dar și din asta se pare că nu a mai rămas aproape nimica. Păi și când ai fost acum 7 ani, am înțeles că era... Cam 6-7 ani. Era surpat acoperișul, dar clădirea încă era întreagă. Da, 96, zici că ai fost 6 ani. 2006. În 2006, pardon, da. Așa e cu lucrurile și cu lucrurințele care nu se mai folosesc, cu timpul dispar. Să încercăm cumva pe o brână să pătrundem. Uite, asta este vechea moară. Ce avem aici în stânga mea este acoperișul. Acum ce facem noi de aici, vorba lui Adie din ciclu, nu faceți ca noi. Nu intrați prin clădiri părăsite pentru că s-ar putea să cadă. Acum profităm că sunt înghețate un pic. Profităm și că sunt înghețate. Ca să vă arăt piatra, o să iau eu camera și să trag un cadru cu piatra de moară care încă mai există, dar într-un echilibru foarte precar. Nu-i bine să o... să o provocăm. Să o provocăm. Na, probabil una dintre ultimele mori de astea din România care mai există. Mai sunt pe Valea Cernei vreo 2-3 în zona aia și încă chiar funcționabilă. Uite ce frumos a format gheață, chiar pe unde venea pe scocul morii apa. Deasupra avem iarăși surțuri frumos de gheață, numai că ne apropiem de sfârșitul iernii, deci în curând se va topi. De-al minter se și vede că picură foarte frumos. Extraordinar cum arată, ce prăbușit și părăsit e totul. Uite ce frumos s-a format aici, au atârnat de sus, de sub stâncă, câteva fire de mure. Astea sunt rugi de mure care au atârnat până aproape de apă și au format cristalele astea extraordinare, parcă sunt ciucuri de candelabru. Foarte frumos. Aici avem mușchi, acolo ferigă. Vezi că este și verde, feriga rămâne verde când îngheață. În spate țurțuri, minunat loc. Îmi pare bine că ne-am oprit la moara asta, chiar dacă este părăsită, surpată. Îmi pare bine că ne-am oprit aici. Acum va trebui să ne continuăm drumul ca să ajungem totuși pe lumină în sat și să, chiar dacă ne întoarcem pe întuneric, nu ne-or mânca lupii, dar deși fiți sigur că sunt destui pe aici, am văzut foarte multe urme de săbăticiuni, mistreți și cervide, capre și cerbi, dar o să ne întoarcem noi cu bine. Important e să ajungem pe lumină, să vedem, poate mai găsim pe cineva în satul părăsit. Unele locuri se vede urma. La început am crezut că e mistreț, e mult prea mare ca să fie mistreț și nu se vede bine și atunci nu-mi dau seama. Oricum avem mare noroc cu urmele astea, că altfel ne-am chinuit în zăpadă până în genunchi. Noi exact pe ele călcăm, când mergem, ca să nu trească să spargem urme greu. Mult mai ușor de mers unde au spart ei urme, pentru că nu mă afund în zăpadă. Uite cum... Zăpada tasată pe fundul lor. Cum ies, cum... Opa! Te duci. Dar pe ele rămâi. Oricum avansăm mult mai greu decât ne-am închipuit. Da. Hai, cătiță. Hai, bravo, hai. Cred că am ajuns deja în colonia minieră de la Muncelu Mic, colonia de jos, că erau două colonii, de jos și de sus. A funcționat pe vremea lui Ceaușescu. Da. După și care... s-a închis mult după Revoluție, s-a închis. Toată ca nerentabilă, activitatea minieră, bănuiesc că ca și nerentabilă. Aha. Deci aici în jur sunt... Aici e plin de galerii de mine, după cum și vezi. Asta e un cont de steril de mină. Altă și în spate nostru, altul, da. Probabil că este pentru sus, că nu... iară se văd. Vezi că nu este vegetație pe el. Bun, hai să o luăm spre voia bârzii, noi trecem pe lângă vreo gură de mină. Sper că da, eu din câte țin minte, da, să nu se fi surpat versanții peste ele. Și sus, pe platou, acolo vedem deja cum, e... cum arată o gură de mină. Hai să mergem că... Oricum suntem mult în întârziere. Da. Hai să facem stânga, ar trebui să merg încolo. Hai să facem stânga ca să vedem, văd de pe versant vine un pârâu roșu. Da, ăla probabil iese dintr-o galerie de mină. Hai să-l vedem. Nu-i galerie de mină, e fundație de probabil, unei clădiri vechi. O fi fost. Uite, da. Uite-te și tu cum arată. Asta vine oare din mină de ce? De cupru să fie?
Uite urmele de cerb, le vezi? Da. Aici să văd mai bine. Uai, dar cum arată? Arată foarte urât. Mă gândesc că mai jos am băut apă de aici. O să vezi, tu diseară, cum te simți. Sunt băiat deștept. În orice caz, asta e cam a milioana parte din cum ar arăta dacă s-ar face Roșia Montană. Oricum, pârâul brudului cam tot așa arată și cam acum. Cam tot așa arată așa acum, așa-i? Da, hai să-l traversăm cum putem, nu știu cum o să-l traversăm. Sper să nu ne înfundăm prea tare. Ne înfundăm, dar nu tare. Așa arată intrarea într-o gură de mină. Bineînțeles, închisă. Mina abandonată, am închis-o ca să nu intre. Înțeles de la tine că intrau și furau... Șinele de vagoneți. Șinele de vagoneți, probabil balustrade metalice, tot ce... Armăturile, da. Tot ce era metalic. Acum nu cred că de asta au închis-o să nu fure, că nu cred că cineva mai... O, dar totdeauna așa se face cu o mină. Tot e roșcat, vezi? Nu știu ce minereu poate fi asta. Hai să mai mergem, că... Avem numai dealul ăsta de urcaș, suntem în sac. Dealul ăsta, da. Nu știu ce să zic. Hai să vedem. La solul cu săpatul, urme iară. Da, de aici nu mai avem urme de cerb. Deci nu mai avem urme de cerb și trebuie să spargem urme prin zăpada în începută și e foarte greu de mers prin zăpada asta până la genunchi. Și zăpadă grea. Nu e un pulver. Zăpadă grea. Am ieșit de pe vale, pentru că valea ne obliga să spargem urme și am intrat pe versant. Versantul e mai curățat de zăpadă. Nu e chiar așa de uleiul, așa aici alunecă. Măcar calci pe sol stabil, nu pe zăpadă în care intri până în brâu. Mai sus nu va mai fi nici zăpadă și chiar dacă e abrupt și greu, oricum, măcar nu mai trebuie. Așez mai ușor. Nu mai trebuie să spargem urme. Am întâlnit un fenomen destul de rar întâlnit. Suntem într-o pădure de foiase și există o fâșie de pădure lată de aproximativ 80-100 de metri care urcă de jos din pârâu până sus pe platou, pădure bolnavă, toți copații și întuscați. La stânga, la dreapta, e făget fag sănătos. Pe fâșia asta absolut toți copacii sunt uscați. Văd unul rupt, este gol pe dinăuntru. Scobit. Rămâne numai scoarța și nu mai rezistă la vânt. Hai că mai avem, cât să zic, diferență de nivel. 70-80 de metri de diferență de nivel și am ieșit sus în platou. După spusele lui Adi. Eu n-am mai fost. Hai, cârțițule, hai. Vezi, Ulică, la muri ăștia că te agăți în ei.
chiar în fundul lumii. Sper să și găsim pe cineva cu care să stăm puțin de vorbă. Pe mine mă preocupă și de unde vine denumirea satului. Poate că există... Numai de la ei aflăm. Da. Na, acum să găsim pe cineva cu care să vorbim. Hai, cărtițel, către el. Mușcă cățelul. Hai, cârtiță, nu te încăiera, să nu sar la bătaie, că o încasezi de la ăștia. Nu-i voie, Lesi. Lesi-ne voie. Lesi-ne voie. E femeie, nu ne mușcă. Pe la mine am urcat și-am dat aici în sus. Da, am ieșit. Am trecut pe la galeriile alea închise. Da, și cum i-ați? Am urcat drept în sus. Aoleu, că uite chiar pe aici păi așa da, dar trebuia să spargem urme până aici în zăpadă și pe pantă nu era zăpadă, știți? Așa, și mai bine am ieșit pe pantă, că a venit ce pe frunze. Spuneți-ne, cât mai stați în satul ăsta? Ei, vagi, viața noastră, mai rău ca noi nu-i. Nu-i apă. Curent acum, gheabdea și gheabdea, uite că ne-a pus păi niște... Păi sunteți celebri, că de-aia am venit să vă filmăm, da. Că am auzit că ce... La noi... La voi a bârzii să gata lumea, păi, așa da, da, așa e, să știți, așa e. Nu-i drum, nu-i nimic, suntem părăsiți până la Dumnezeu, cred. Curent văd că aveți, atât. Curentul, atât. Tineret, mai stă cineva? Mai este, mai este. Dar cum le stau, că de obicei o șterg. Dar unii să mai șteargă acum? Aia unii să mai șteargă? Bine, să rămână, mulțumim. Nu, că crede că e mistreț. Hai, cârtiță! Apa, nu-l tai dacă trebuie să mi s-o pună la Crăciun. Aha. Vreau să se facă mare. Ce mai țineți aici, animale? Da. Vaci, oi. Ui, nu, nu mă omul ăla de cu din capătare. Nu mai el are, nu mai el are, nu mai are nimeni aici. O fă grea iarna asta, a? Hai, cârtiță! Hai cu totul, numai dacă vă duceți Iana, păi pe copii ne-ați venit, mi-e vasca, pe acolo a venit. Da, pe acolo am venit. Pe vale am venit, de pe fapt. Pe vale am venit, acum să ne întoarcem pe creaț, cruh. Da, cum vă cheamă pe dumneavoastră? Excelent, Mihut vă cheamă? Pe mine Dan Păvăloiu mă cheamă, el ia din Munteanu, lucrăm la TVR2, acum am venit să vedem ce faceți aici. Ce să facem cu zăpada asta, greu Iana. Mă, lasă-mă că nu-ți face nimica, mă. Asta mică ce gălăge, săraca ce frică e. Să trăiți! Să trăiți, Dan Păvăloiu. Ia, am venit să vedem cum trăiți pe aici. Hai de mine! Trăim cam așa. Ăștia la roșie cu ei bagă tare. Trăim destul de rău. Păi vedem că de asta am venit, păi că am auzit că mai sunt locuri în care trăiesc greu în țară, dar nu prea muncesc, dar aici și munci și trăiesc și rău. Hai, vedeți? Că și muncim și tot nu avem. Nu e greu aici, domnule. Că... Vin dublu. Probabil că vin dublu. Pe dealurile astea pe aici e greu. Mai avem noroc, mai un cartof, mai nu știu ce, dar cum a fost anul și cartofii. Dar acum 2 ani nu s-au făcut nici cartofii. Depinde, avem noroc. Când și vei mânca și mistreții când da, mai să mai fac. Mistreții și hai de mine. Și... Ce să urs n-aveți aici? Este și urs. Ies. N-am dat de ei, dar este. Și dumneavoastră tot la mine ați lucrat? Da, da. Eu lucrez și acum. A, mai lucrați? Da. Dar ce mine să stă de aici? Păi mină de cupru, de zinc, de fer, de... Cupru, zinc, plumb, da. Plumb. Și ceva uraniu. Că eu de sete am băut din apă, din părău. Da? Da. Din aia roșie de afară, din aia jos, pe aia brăduțului. Pe brăduțul a venit. Cârtii! Băi, Cârtii! Băi, Cârtii, lasă-le eu, lasă-le eu. Băi, Cârtiță! Nu l-a. Excelent. Nu țineți așa. Dar nu țineți așa, că-l doare, lasă-l la mare. Nu îl doare. Vă spun că în Apuseni sunt sate mai rău decât la dumneavoastră, că mai ies 3-4 bătrâni. Nici nu se pune problema de pâine acolo. Păi și de ce animale țineți? Vaci, porci, găi. Vaci, porci, găi. Și cai am văzut mai jos că-și ține. Nici și vara pe aici. Primăvara. Aici e faină. Și primăvara. Am fost în nu știu ce sat până Alba și merea un coptil cu măgarul la școală. Mă, merea la școală cu măgarul. Mă, ce faci? Îl leg acolo și mâncă iarbă și după mă duc înapoi. Vă pricepeți la șindrile și de astea? Nu, cu paie. Cu paia? Vă știți la paie? Cred că mai 2-3 meșteri în toată
Asta e unicat pe cuvânt. Mai de mult, mai de mult pe timpuri. Se făcea... 1700. Avem, aici era... Păi, dar numai de când știu eu aici, cred că vreo 100 de persoane care sunt moarte, decedate. Vă dați seama. Păi, aici au fost nu numai atâtea case. Fost, da. Păi ăștia care lucrau la mină. Păi, da, dar au fost da, mai, puțin, generații. Așa, numai de când știu da. Eu. Ce înseamnă? Înseamnă ceva denumirea asta Boia Bârzii. Da, Boia Bârzii, sat. Păi bun, dar da, de unde vine numele? A, Boia. De unde vine? Păi de unde să vină numele? Asta, nu, e un nume ca cu dumneavoastră curios. Vă cheamă Vasile. De păi unde vine numele zic, de Vasile? Bă, zice, tu ești din Boia Bârzii. Din adică satul, de la Dracu Praznic. Da, de la Boi. Cam așa se vine Boia Bârzii. Deci, care-i treaba că vă chemam și la mine un pic. Nu, e cazul că, hai, că chiar trebuie să o întindem acum. Nu bine. A, este de supraviețuire, Florul. Și plus Clujul, că 200 de kilometri. Ne las că vă ajută. Mai avem 200 de kilometri până la Cluj, da. Mulțumim, la revedere, toată stima. Ei. Am vizitat satul pe care doream să-l vizităm. Până la urmă, am și adăstat aici cu localnicii la o mică poveste. Sigur, treaba asta ne-a costat pentru că între timp se lasă seara și va trebui să facem drumul de întoarcere înfiorător pentru Neric. Să găsim mașina, să reușim să pornim. Ceea ce s-ar putea să fie o problemă. În 5-6 ore, sperăm să coborâm în două, oricum deja gata. Sperăm să coborâm în două, oricum i-am găsit pe oamenii ăștia de aici. Tu ce părere ai? Impresionant, puțin spus. Impresionant. I-ați văzut omul cu care am vorbit, Neamihuț, bătrânul cu șapca pe cap, este exact cu 10 ani mai în vârstă decât noi doi. Da, și arată de... A lucrat în minele de metale, neferoase, dar el spune că totdeauna în locul unde există metale neferoase există și uraniu. Unde există plumb, există și uraniu. Asta așa, este... unde există plumbul, există și uraniu și aici este plumb. Oameni dintr-un sat izolat, mai sunt 10 fumuri în toată așezarea asta, de o ospitalitate excepțională, comunicativi. Putem sta cu ei la povești, nu? Până poi mâine. Auzi, hai să copităm. Că... Dacă stau și mă gândesc unde suntem, nici n-are sens să mai povestim ce ne așteaptă pe coborâre. Nu contează ce ne așteaptă pe coborâre, oricum nu o să mai avem lumină să filmăm chestia asta. Uită-te în spate, uită-te cum bate soarele în pantele astea. Zăpada este roz. Hai, gata, ne luăm la revedere. Până data viitoare, la revedere. Asta a fost Natura și Aventură. Pa! Uite pantele astea din spate. Iulica, întoarce-te!